curia unor noi profes, înainte mergători ai lui Iisus. Bucurie pentru întreaga noastră biserică. Părintele diacon Robert Bunde are 35 de ani și până ajunge să fie hirotonit a fost călugăr vreme de 14 ani. La 21 de ani a cunoscut pe frații franciscani capucini din Onești, care l-au fermecat. Mi-a plăcut modul lor simplu, pacea lor interioară. Pentru mine este o zi foarte importantă, datorită faptului că îmi văd visul din copilărie împlinit. Alături de el, alți 28 de diaconi au trecut printr-un ritual format din 3 momente simbolice. În aceste momente sunt cuprins de o emoție deosebită. Îmi doresc și îmi propun ca să fiu un slujitor bun și un instrument pe măsura vocației și a sacramentului ce îl voi primi. Emoția a fost împărtășită și de credincioșii prezenți la slujbă. Să dai Dumnezeu să aibă mult har, să aibă binecuvântarea de la Dumnezeu și să predice Evanghelia exact așa cum am învățat-o noi de la părinții noștri. În următoarele duminici vor celebra prima sfântă liturghie în satele natale, în localitățile de unde provin. E o sărbătoare deosebită pentru acele localități. După 1 august, cei 29 de noi preoți vor primi din partea superiorilor numirile pentru locurile în care vor sluji. Unii vor rămâne în țară, iar alții vor sluji în străinătate.